Numărătoarea voturilor de la alegerile din 9 iunie se apropie cu pași repezi de final. Doar câteva ore ne mai despar de anunțarea rezultatului oficial, în timp ce mulți candidați și-au adjudecat victoria. atențiunea este la cote maxime în cazul altora. Cu un scor detașat, Nicu Șordan își păstrează pentru încă patru ani fotoriul de primar al Capitalei, în ciuda Gabrielei Firea, care s-a clasat încă o dată pe locul 2. Dezamăgiți au fost și liberalii, după ce Sebastian Burduș a reușit să adune sub o procente. În cazul primărilor de sector, 3 dintre candidații Ace sau și-au asigurat victoria fără prea multe emoții. Este vorba de Robert Negoiță de la sectorul 3, Daniel Băluță de la sectorul 4 și Ciprian Ciucu de la sectorul 6. O victorie mai puțin așteptată a fost cea a lui Vlad Piedone în sectorul 5. Totuși, sunt și candidați care încă mai speră odată cu numărarea fiecărui vot. De pildă, la sectorul 1, care se află din nou în centrul unui scandal imens după ce Clotilde Alman ar fi pierdut în fața lui George Tuță. Situația este tensionată și la sectorul 2, unde Radu Mihai acuză că îi lipsesc mai multe voturi dintr-o secție de votare. În plan național, George Scripcaru s-a întors la primăria Brașovului, iar la Cluj Emil Boc și-a asigurat încă un mandat. Nici Olguța Vasilescu de la Craiova nu a ratat încă o victorie, iar la Timișoara Dominic Friț l-a învins încă o dată pe Nicolae Robu. Situația a fost surprinzătoare și la alegerile europarlamentare, unde coaliția PSD-PNR a obținut 48%. La fel ca tendința europeană, România au mers și pe mâna extremiștilor, aur în locul 2. Alianța Dreapta Unită nu s-a aflat de această dată în grațiile cetățenilor, reușind să prindă abia locul 3. Surpriza de la europarlamentare a fost candidatul independent Nicolae Ștefănuță, care a reușit să treacă pragul necesar pentru a merge în Parlamentul European.